Este o vreme când poți să vezi puterea lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Când în stânga și în dreapta se moare, este groază. Ascultam pe păstorul din Italia, Marius Livanu. E groază acolo și nu-i ușor, e foarte greu. Spunea mii de morți și spitalele pline și nu mai știe ce se întâmplă, dar ce să vezi acolo în mijlocul strântorării? Că Dumnezeu te ocrotește, că Dumnezeu îți poartă de grijă, că Dumnezeu este cu tine, slăvit să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu tare, un Dumnezeu care lucrează, un Dumnezeu care ascultă rugăciunea, un Dumnezeu care se implică, un Dumnezeu care îți cunoaște gândul și fapta și inima, lăudat să fie Domnul. Ce să facem în vremuri ca acestea? Să-L căutăm pe Dumnezeu. Să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și ce să facem? Să rămânem credincioși lui Dumnezeu, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Doresc în continuare Dumnezeu să binecuvinteze familia. Să nu se îngrijoreze. Să nu se îngrijoreze. Pentru că ei nu sunt singuri. Dumnezeu este cu ei. Dumnezeu este cu noi. Și dacă Dumnezeu este cu noi și este de partea noastră, trebuie să ne îngrijorăm de ceva. Nu. Sigur, trebuie să purtăm de grijă. Dar asta nu înseamnă îngrijorare, nici vorbă. Trebuie să porți de grijă, să-ți faci partea ta. Dar nu înseamnă îngrijorare. Nu înseamnă să te clate, nu înseamnă să tremuri de frică. Dar ce să faci? Să nu te temi, așa spune Psalmistul. Și așa spune. Găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare zi cuvântul nu te teme. Pentru fiecare zi este scris în Scriptură cuvântul nu te teme, slăvit să fie Domnul. Și dacă astăzi Dumnezeu îți dă viață, nu te teme. De ce? Ești copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu este cu tine. Încrede-te în El, slăvit să fie Domnul. Puneți nădejdea în Dumnezeu, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Israele, puneți nădejdea în Domnul. Casa lui Iaron, puneți nădejdea în Domnul, puneți încrederea în Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, puneți-vă încrederea în Domnul, slăvit să fie Domnul. Și El își va aduce aminte de voi și ce va face? Va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Iaron și va binecuvânta pe cei ce se încred, ce se tem de Domnul, slăvit să fie Domnul. Ce să facem în vremuri ca acestea? Să ne punem încrederea în Domnul, slăvit să fie Domnul. Să rămâi tare credincios, slăvit să fie Domnul. Să rămâi încredințat că nimic nu se întâmplă fără de voia lui Dumnezeu, fără de îngăduința lui Dumnezeu. Că Dumnezeu poartă de grijă poporului Său, slăvit să fie Domnul. Și închei cu lucrarea care o circulat și parcă mi-o trezit, așa parcă mi-o luminat. Și ziceam, Doamne, dar oare ce se întâmplă? Nu știam. De unde vin lucrurile astea? Și lucrarea prin sora Vetuța din 2016, 4 ani de zile, așa ne-a întărit. Și ce spune acolo? Citiți cuvântul, apropiați-vă, deslipiți-vă de tot ce este pământesc și apropiați-vă de Dumnezeu, că diavolul, chiar dacă a făcut planul și face planul, de voi nu se va atinge, slăvit să fie Domnul. De aceea Dumnezeu să ne întărească și să ne binecuvinteze, să binecuvinteze copiii, să binecuvinteze tinerii, să știe că avem un Dumnezeu rău, slăvit să fie Domnul, că avem un Dumnezeu atotputernic, mărit să fie Domnul.